o întâlnire care n-a fost programată, așa cum am citit în unele mijloace media, din cauza problemelor de la Petrolul Ploiești, pentru că la Petrolul Ploiești nu sunt probleme, din punctul meu de vedere. Astăzi Petrolul Ploiești este probabil în una dintre cele mai bune poziții atât în campionatul României, cât și în Cupa României. De foarte mulți ani de zile și mulți dintre noi, sincer să fim, decât visam să fim astăzi pe locul 6 în campionatul României și atât de aproape de câștigarea Cupei României, municipalitatea și ploieștenii își doresc din tot sufletul ca numele echipei FC Petrolul Ploiești să redevină ceea ce a fost în urmă cu ceva vreme, un brand național și internațional de renume, un nume respectat atât în elita fotbalului românesc, cât și în elita internațională. Fapt pentru care, așa cum știți, la nivelul Consiliului Local s-a luat decizia, practic s-a hotărât într-o hotărâre emisă și aprobată de Consiliul Local, acordarea unui sprijin acestei echipe de fotbal raportat la performanța atât din campionat cât și din Cupa României. Practic, anul acesta, Petrolul Ploiești, societatea comercială care patronează această echipă, poate primi un sprijin de aproape 3 milioane de euro din partea municipalității, dacă vor câștiga Cupa României și dacă ne vor califica într-o cupă europeană. Am vorbit în același timp de necesitatea deschiderii cât mai repede a magazinului clubului, magazin de prezentare, chiar în incinta stadionului. Și trebuie să recunoaștem, rugămintea mea ca fost ziarist, ca om care a lucrat în media, a fost aceea de a încerca, conducerea echipei FC Petrolul, a încerca cât mai mult să reacționeze activ sau proactiv la tot felul de afirmații pe care diferiți oameni din fotbal le fac la adresa echipei noastre, afirmații care creează un sentiment de iritare la nivelul municipalității. Cred că nu e nevoie să reamintesc care sunt acele afirmații, sunt bine cunoscute, ele aparțin unui om de fotbal, unui domn deputat, care spunea că Petrolul Ploiești se va desființa din vara acestui an. Nu este adevărat, acest lucru nu se va întâmpla, mai ales că, cred eu, această echipă beneficiază atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și din punct de vedere al sentimentelor și implicării oamenilor din acest oraș, de tot sprijin. În ceea ce privește stabilitatea financiară, aș vrea să mai punctez încă o dată, că peste tot se aude că sunt probleme majore. Aflați că nu sunt probleme majore. Nu există o situație financiară mai sigură și mai certă ca asta de la din prezent, la ora asta, în ceea ce privește clubul. Deci nu avem probleme financiare. Probleme financiare există la nivel național și chiar și la noi, dar nu așa catastrofale. Întârzieri la plăți, la încasări, dar minore. Ca în orice societate comercială. Exact, da. Dar nu nenorociri și tot felul de alte speculații care s-au tot auzit. Mulțumim municipalității pentru sprijinul care ni-l va acorda în condițiile în care vom reuși să ne îndeplinim acele obiective stabilite. Suntem foarte încrezători și, cum spunea și dânsul, nu cred că orașul Ploiești a fost atât de aproape prin echipa Petrolul de locurile 1-4
și chiar și de Cupa României. Cluj nu are nicio treabă cu FC Petrolul. Exact, dacă adică... e o problemă, e problema aia acolo. În ceea ce ne privește, lucrurile sunt destul de clare. S-au transferat jucătorii care, după cum știți, aia, ăia sunt. O parte din ei au plecat liberi. Nu e exclus ca în viitorul apropiat, poate și acum, în perioada de transfer, să mai plece vreunul, da? Nu știu. Ce oferte aveți? Cea mai mare ofertă am avut de 5 euro. De la ce? N-am avut nicio ofertă. N-am avut nicio ofertă pentru niciun jucător. Singura chestie reală care este, este cu Cristea, da? Pentru că știți foarte bine tot din media, da? Băiatul și-a dorit, și-a dorit foarte mult să joace străinătate. Da. Asta este, după cum am și declarat, nu ne-am opus. Suma de transfer, nu există suma de transfer, deci doar un împrumut. S-a plătit o sumă de 100.000, diferența urmă să își exprime opțiunea Clubul Standard. Bochila, eu sper, dar este personală. Deci eu cred că săptămâna viitoare îl vezi regăsi și pe Bochila.